Camera Superioară a Parlamentului României, Senatul, a adoptat luni 7 octombrie proiectul de lege al Guvernului privind salariul minim european, prin care se transpune în legislația națională directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Astfel, de la 1 ianuarie 2025, în România, salariul minim adecvat ar urma să crească la cel puțin 4.100 de lei brut, adică aproximativ 2.450 de lei net față de 2.363 de lei net cât este în prezent. Legea de modificare a codului muncii urmează să fie transmisă Camerei Deputaților pentru dezbatere și vot, iar până la jumătatea lunii noiembrie va trebui dată hotărârea de guvern privind formula de calcul, deoarece, potrivit directivei europene, salariul minim brut pe țară garantat în plată va fi stabilit în baza unui mecanism obiectiv bazat pe o formulă clară în consultare cu partenerii sociali. Salariul minim adecvat va fi aplicat tuturor categoriilor de salariați, indiferent dacă aceștia își desfășoară activitatea în baza unui raport de muncă cu caracter special, contract de mandat, contract de management, contract de activitate sportivă și așa mai departe, sau raport de serviciu.